Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Ne-am întors la dezbaterea noastră, vorbim în continuare despre ce ar trebui făcut pentru ca imaginea României să fie reparată în urma articolelor din presă care ne-au discreditat, să spun așa. Domnule Baconschi, voiați să faceți o precizare, vă rog. Da, mi-a plăcut discuția noastră cu jurnalistul român din Italia. E limpede că românii din diaspora pot vota în secțiile de votare de la ambasade și consulate în continuare. Nu a obținut votul prin corespondență pentru care m-am bătut, aducându-l până la stadiul de primă lectură în Guvernul României, pentru că partenerii noștri de la UDMR din acel moment s-au opus sistematic. Dar votul prin corespondență este în continuare și va fi până la împlinirea lui un drept, adică un instrument mai precis, prin care 3 milioane de români revin în corpul națiunii, își exprimă opinia, influențează soarta țării. Așa încât orice guvern responsabil va trebui să nu-l asculte pe Crin Antonescu, care vrea un soi de vot cenzitar sau să condiționeze dreptul la vot. Da, voiam să revin la acest subiect, că n-am apucat să vorbim despre asta. Era, vă spuneam, un interviu luat acum un an de zile. Între timp, domnul Crin Antonescu n-a mai revenit cu alte precizări să ne spună și probabil că românii de acolo se tem că vor fi obligați să plătească acest impozit. Eu cunosc foarte bine comunitățile românești, că am fost de 3 ori ambasador în Ministerul de Externe, m-am ocupat cândva și de comunitățile românești ca director general. România au plecat din cauza lui Ion Iliescu, grosomodo. Și după aceea a... Și nu s-au mai întors din cauza dumneavoastră, dacă stai să te gândești. Că era, dacă era bine pe timpul PDL-ului, poate se întorcea, domnul Baconschi. Eu mă refer la cei care au plecat până în 2000, după aceea au continuat să plece din diverse alte motive, dar structura, orientarea politică, sensibilitatea politică a comunităților românești este profund anticomunistă și, în general, de dreapta. Sigur, au apărut și socialdemocrați, socialiști, etc., pentru că s-a diversificat structura socioprofesională a comunităților, au apărut și noi generații, dar din acest motiv era ieri PSD-ul și astăzi USL-ul foarte reticent față de votul din diaspora. Din acest motiv au fabricat, de pildă, această calomnie jenantă, pentru care l-am și dat în judecată pe un politician, mă încred în justiția română, cu furtul votului de la Paris și așa mai departe. Când în 2007, cu un ambasador pus de Adrian Năstase, s-a votat și mai mult decât s-a votat în 2009. Dar cert este că românii de acolo vor să știe ce se întâmplă în țară, chiar știu, urmăresc pe internet, televiziuni, citesc presă online. Bun, pentru și că nu tot vor să stea deoparte, nici nu văd de ce ar sta. Familia aici, au prieteni. Pentru că tot ați adus în discuție acest subiect, vreau să stăm de vorbă și cu domnul Eugen Terteleac, președintele Asociației Românilor din Italia. Bună seara, domnule Terteleac. Bună seara, bine v-am regăsit, să zicem. Discutăm aici despre această poveste cu plata unui impozit pentru a avea drept să voteze, această idee avansată anul trecut de domnul Crin Antonescu. Eu știu că dumneavoastră i-ați trimis, domnule Antonescu, și o scrisoare în acest sens. Vreau să vă întreb când i-ați trimis această scrisoare și dacă ați primit vreun răspuns. Da, a fost o declarație, sper încă, politică și nefericită în momentul respectiv al domnului Crin Antonescu, prin care propunea să ca votul să devină fiscal, în sensul plătitorii de taxe, doar plătitorii de taxe în România pot să voteze. O operație mai mare ca asta nu se putea. Dar, repet, sper să fie doar o declarație politică într-un moment, să zicem, prin care își căuta popularitatea. Acum că sunt la putere, ne dorim ca altceva. Diaspora să beneficieze din plin de acest lucru. Da, ați primit vreun răspuns de la domnul Crin Antonescu? Nu, în momentul respectiv nu am primit niciun răspuns. Nu am văzut nici măcar o reacție prea mare din mediul politic la adresa la care am făcut-o noi.
Se pare că nu eram chiar atât de interesanți. Acum, ușor, ușor, când ne apropiem de alegeri, că va fi și acest referendum, devenim interesanți de să aduce din nou în discuție diaspora. Domnule Terteleac, cum percep românii de acolo? Vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că intrați în contact cu mult mai mulți români, fiind președintele asociației reprezentative, să spun așa, pentru românii din Italia. Cum percep tot ce s-a petrecut zilele acestea la București? Sunt de acord? Există o mare îngrijorare în rândul comunității noastre de aici vis-a-vis de tot ce se întâmplă, nu doar în zilele acestea, dar tot ce s-a întâmplat în ultimii ani în România, pentru că descoperim tot mai mult și facem o diferență între clasa politică din România și cea din Italia. Clasa politică din România este irresponsabilă și nu face altceva decât să facă acele bătălii politice. Din câte știu, chiar primul ministru a declarat zilele trecute că 70% din activitatea executivului sau a parlamentului, nu mai rețin bine, este doar în discuție politică. Lucru strigător la acest, adică țara are o grămadă de probleme pe care ar trebui să le ia foarte în serios. Bun, dar înainte să se declanșeze tot acest scandal, în momentul în care Victor Ponta a venit la Palatul Victoria și USL a început să capete tot mai multă putere, v-a spus problema că această schimbare ar putea să vă determine să vă întoarceți înapoi, că o să fie mai bine în România, poate, și vă veți întoarce acasă să vă reconstruiți aici viețile? Începe să devină un vis întoarcerea noastră acasă. Un vis aproape nerealizabil în momentul de față, pentru că, repet, după mulți ani de trai într-o țară cu adevărat democratică, unde clasa politică e responsabilă, unde se fac sacrificii și se fac bătălii chiar politice pentru a îndrepta lucrurile. Pentru ceea ce vedem în România, nu cred că există un egal. Bun, dar în ceea ce privește referendumul de pe 29 iulie, cum vi s-au părut oamenii de acolo, românii din Italia, vi s-au părut determinați să vină la vot sau nu interesează povestea asta? Pentru că dumneavoastră spuneați, au părere proastă despre întreaga clasă politică. Eu îmi doresc să din câte am înțeles de la colegii mei, din discuțiile care le-am avut încă de aseară, există un interes de a participa la vot. Și vă rog să mă credeți că e un obiectiv al nostru, al Asociației Română din Italia, să încercăm să responsabilizăm pe cât se poate comunitatea noastră de a participa și la viața politică din România. Domnule Terteleac, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. Alecu Racoviceanu, da. Să fi făcut Crin Antonescu această... Eu am înțeles de la domnul Terteleac un lucru foarte clar, așa, și din modul în care a decurs dialogul. Te rog. Deci, le-am florit speranța că ar putea reveni în țară în timpul guvernelor Boc, începuseră să strângă bagajele în cele 78 de zile ale guvernului Ungurean. Nu, au spus, Terteleac a spus că românii din Italia și, în general, românii din străinătate sunt dezamăgiți de întreaga clasă politică și vedem că și românii de aici, de acasă, au aceleași idei. Nu, n-a spus. Eu cred că va fi o prezență la vot surprinzătoare. Adică o să vină foarte mulți români, inclusiv cei din străinătate, da. O să se ducă la urne. Eu am pus acest pariu și legat de alegerile locale și l-am câștigat. Câțiva colegi de ai dumneavoastră o să-mi dea și. Da, eu vreau să vă întreb altceva, domnule Racoviceanu. Domnul Crin Antonescu spunea că la ultimele alegeri Traian Băsescu ar fi câștigat datorită românilor din străinătate. E păcat să mă întreb pe mine așa ceva când îl ai în studio pe domnul Baconschi, adică domnule Baconschi, răspundeți-mi dumneavoastră. Credeți că se teme de votul românilor din străinătate, Crin Antonescu? Pe sistemul actual pot vota foarte puțin. Nu știu dacă mai mult de 5-10% în cel mai, să zicem că un vot la un referendum e mai simplu. Plus că 29 iulie este spune data da de început, da. De vacanță. Dar chiar și așa, neavând de ales între 7 candidați pe 5 buletine, pot vota cel mult 10%. Dar e bine să o facă pentru a-și păstra simțul civic, implicarea, indiferent ce votează, să meargă la vot. Și eu sunt convins că
tot ambasada își vor face datoria. Au fost antrenate și ele în mod penibil în acest conflict politic intern, de cele mai multe ori disgrațios și oricum inutil pentru țară, dar știu prea bine că diplomații români, în primul rând că la orice ambasadă și consulat, la vot, sunt în comisia electorală reprezentanții tuturor partidelor, cum s-a întâmplat și la Paris, de pildă. Da. Erau doi PSD-iști, doi peneliști, numai un PDL, foarte observator ONG. În momentul în care au semnat cu toții la sfârșitul procesului electoral, procesul verbal, și n-au semnalat nicio abatere, nicio neregulă. Domnule Racovicianu, bine că deci, s-a modificat legea referendumului și nu mai e nevoie să vină 9 milioane de români la urne ca să fie validat sau invalidat. Eu nu știu s-a modificat legea referendumului pentru că... Păi nu s-a dat ordonanță de urgență? Legea referendumului s-a modificat așa ce am citit eu, domnul Baconschi, dumneavoastră prin ziare. Vă spun, la această oră, ultimii 9 români care votează sunt cei 9 judecători ai Curții Constituționale. Deocamdată nu vreau să spun, adică dacă se va organiza vreodată o dezbatere coerentă asupra lucrului ce se va întâmpla în mod categoric după închiderea urnelor de vot, atunci poate are rost. Dar acum cred că am sintetizat prea mult, s-ar pierde din... Adică vreți să spuneți că nu știm dacă mergem pe legea veche sau pe asta modificată? Noi mergem pe legea 3 din 2000, ordonanță de urgență. Dar nu știm pe care formă a articolului 10. Păi poate ne pomenim, domnule Racovicianu, că după ce am cheltuit 95 de milioane de lei, poate nu, este valid referendumul. Putea exista și această variantă? Este foarte posibil. Asta ar fi foarte grav. Să recunoaștem că modificarea prea rapidă și confuză a legilor e o catastrofă pentru societatea noastră. Din democrația ateniană până la democrațiile moderne, cu cât ai mai puține legi și cu cât sunt mai clare, cu atât mai bine pentru cetățeni. Uitați-vă la ce junglă legislativă există în România. E un caz unic, eu n-am termen de comparație. Domnul Baconschi, lucrurile sunt foarte simple. Toată legea referendumului în anul 2000 a fost construită pentru că erau cei doi mari, Cosmâncă și Mihăilescu, sau nu știu cum îl chema pe celălalt, agenți mari electorale, Adrian Năstase, care în 2003 au strâns cele 9 milioane de voturi necesare validării. Ea s-a făcut într-un fel și apoi această lege a referendumului a fost modificată de PSD și PNL în timpul referendumului pentru prima suspendare a lui Traian Băsescu, pentru prima încercare de demitere, a fost modificată de PDL în 2012 când simțeau cum le fug parlamentarii și se pregătește această demitere. S-a revenit la o formulă din 2007, s-a blocat la Curtea Constituțională, s-a făcut și o ordonanță de urgență cu același text. Aici este cea mai mare prostie făcută de guvern. Ordonanța de urgență de modificare a legii referendumului nu trebuia să aibă exact același text cu legea propusă de Georgică Severin, pentru că în acest fel una din ele poate scăpa la Curtea Constituțională. Acum nu mai pot. Domnule Racovicianu, nu ne dați motive serioase de îngrijorare aici în emisiune. Dar de ce îngrijorare? Că vă dați seama ce ar însemna asta. Ai pariat pe vreuna din tabere? Eu nu am pariat pe nimic, dar cum ar fi să scoatem oamenii în stradă, să-i deranjăm pe 29 iulie în plină vacanță? Să-i deranjăm ca să aflăm odată pentru totdeauna. Păi să deranjăm cu folos, domnule Racovicianu. Să aflăm odată pentru totdeauna dacă tot cheltuim 20 de milioane de euro, hai să aflăm dacă există această explozie de popularitate și încredere în niște reforme. Domnule Baconschi, dumneavoastră ce credeți că se va întâmpla pe 29 iulie? Cum ar fi să vină 9 milioane de români și nici să nu mai fie nevoie, să nu mai fi fost nevoie să se umble niciun fel la această... Exclud speculațiile pe marginea acestor scenarii juridice, contradictorii. Treaba lor, Curtea Constituțională, sigur, însă că va valida sau nu rezultatul. Ne interesează însă mișcarea politică. Eu cred că nu trebuie să fii mare analist ca să vezi că 256 de inși care îl dau afară
ughioagele pe președintele ales de 5 milioane plus de cetățeni, devin foarte impopulari ca grup. Să umblă la fibra asta intimă a legitimității și chiar dacă președintele s-a erodat din cauza crizei sau din cauza unor greșeli pe care le-a făcut ca orice om politic, nu e nimeni infailibil, să spui, domnule, de la A la Z s-a comportat impecabil. E bine, cred că va fi foarte tare reîncărcat politic cu energie, Traian Băsescu, și mai ales din nou. Asta dacă este salvat la referendum, dacă nu se duce pe navă, așa cum a anunțat aseară. Eu nu prea cred că, adică ar putea să se ducă pe navă, pentru că și-a noi brevetul și pentru că și iubește eu meseria. Eu cred că indiferent de rezultatele referendumului, dar la nu-l văd pe președinte, care este un om politic remarcabil, să renunțe la viața politică. Sincer, nu cred că va face acest lucru. Domnule Racoviceanu, care credeți că va președinte? Fi tema de campanie a lui Traian Băsescu? Doamne, iartă-mă, dar de unde să știu așa ceva? Credeți că va merge foarte mult pe justiție? Va specula foarte mult pe povestea cu Năstase clar, și așa mai departe? Clar, cu Năstase și Ponta ca copiat. Și va avea succes? Ce spuneți, domnule Baconschi? Eu cred că românii din 2012 nu mai sunt cu pumnul în gură ca între 2000-2004. Rețele de socializare, aerisire, mobilitatea academică, evoluția clasei de mijloc, oamenii... Cam de aici a venit și nepopularitatea de au, care se bucură. Deja gustul libertății pe care nu o să îl mai ia nimeni. Adică nu mai suntem, și ca membri NATO și UE, evident, într-o societate pe care abuzul s-o timoreze. Abuzul o enervează, vor fi reacții din ce în ce mai cristalizate și sper eu că și în direcția unei înnoiri a clasei politice, de care, slavă Domnului, de când așteptăm asta, domnule Baconschi? Așteptăm de mult lucrul acesta. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Urmează știrile prezentate de colega mea, Georgia Simionovici. Noi ne revedem mâine seară la ora 19. Seară frumoasă!